Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Cluj, la Opera Națională a României și suntem cu domnișoara muzeograf Roxana Seraz. Nu știu dacă am zis bine. Da, Roxana, da? Seraz, foarte bine. Ok. Din câte știm, poate să fie, deja este o atracție turistică, turiștii vin să viziteze, este ca un muzeu, biletele se pot procura de undeva de peste drum, cât și online. Și acum spune-ne ce vor găsi turiștii la voi. Da, cu toate că astăzi ne aflăm în centrul, Opera Națională Română din Cluj-Napoca se află în centrul Clujului și este înconjurată de alte atracții turistice. Mergând înapoi în timp, înainte de 1904, când a fost construită, s-au început construcțiile la această clădire, acest teren se afla în afara cetății clujene. Da. Era un teren lăștinos, o fabrică de lemne și, bineînțeles, evoluând cetatea clujeană, uitați că astăzi ne aflăm în centrul Clujului, unde îi așteptăm pe toți cei interesați să descopere opera clujeană, să vină să o viziteze, să vină la spectacole. După cum a spus, biletele pentru tururile ghidate la care îi așteptăm, care deja împlinesc aproape un an de când le organizăm, pot fi achiziționate fie online, foarte ușor, de pe site-ul operei, fie de la agenția de bilete de peste drum. Ok. Dar vor găsi aici o clădire, pe lângă că are patina timpului, dar după cum arată și imaginile, impresionantă. Da, este o clădire care a fost construită în doar 2 ani de către compania arhitecturală austriacă Fellner & Helmer, pentru că la vremea aceea, până la finalul Primului Război Mondial, după cum știm, Transilvania era încă parte a Imperiului Austro-Ungar. Prin urmare, aici se afla opera maghiară împreună cu teatrul maghiar și abia după finalul războiului, odată ce Transilvania a devenit teritoriu român, vorbim despre Opera Națională Română Cluj-Napoca, inaugurată în anul 1919, fiind prima instituție lirică din România. Cea bucureșteană a apărut un an mai târziu, dacă nu mă înșel, așadar ne mândrim, să zic așa, cu acest titlu. Fiind construită de către această companie arhitecturală austriacă, stilul este și specific lor. Ei au construit aproximativ 40 de astfel de clădiri de operă în Europa. Nu toate dintre ele au rezistat, însă multe dintre ele sunt foarte asemănătoare. De exemplu, opera din Sofia este identică cu opera noastră. Opera ieșeană este similar, având însă doar un nivel, un etaj. Așadar, oamenii pot să vizioneze astfel de clădiri construite într-un stil arhitectural secesionist cu detalii baroce. Tot ce este aurit este o influență barocă. Clădirea a suferit însă renovări în anii 50, când a fost de fapt extinsă cu încă un sfert, să zic așa, sau o treime din dimensiunea pe care o avea inițial. Bineînțeles, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de mai multe birouri, de mai multe săli de repetiții, prin urmare s-a extins. Lucrările au fost realizate foarte bine. Niciodată n-ai fi putut spune că clădirea asta avea inițial alte dimensiuni și doar noi, cei care cunoaștem interiorul clădirii, știm exact, se vede în secțiunea administrativă, se vede peretele care practic încheia clădirea. Vechea clădire, da, exact. Ce s-a pus după aceea. Și mergând în timp, în anii 70 au mai fost alte renovări, ultimele renovări de fapt, când inclusiv a fost înlocuit pavajul cu marmura pe care astăzi o vedem și scările și fațada operei a fost totodată modificată, tot cu marmură și mult mai multe scări. Ne bucurăm că la renovările exterioare recente, la începutul acestui an, s-au finalizat lucrările și renovările parcului operei și totodată fațada. S-a profitat de cu această ocazie să se revină la fațada inițială în ce privește scările. Prin urmare, s-a renunțat la marmura respectivă. Scările sunt mai puține ca număr și există un spațiu mai larg acolo în față, pentru că
după cum știm din istorie, în timp mereu exista o mini-piațetă în jurul bisericilor sau a instituțiilor importante din comunitate. Tot așa exista o mini-piațetă și aici în fața operei cu mult timp în urmă și prin urmare designul pe care astăzi îl are fațada operei este urmărește originalul de acum, de la început. Ok, ok, super. Alte informații legate de clădire. Sala mare a operei foarte impresionantă, care are aproximativ 1000 de locuri, 928 mai exact, cu parterul foarte spațios, urmat de cele două ranguri de loși și nivelul 3, balconul. În ce privește rangul întâi, vorbim despre loja centrală, pe care noi o numim loja regală, pentru că la momentul inaugurării regele a fost prezent aici. Tot la rangul întâi poate fi observată piatra de temelie a clădirii, care are inscripționat anul 1904, anul în care au început construcțiile. Iar apoi, mergând din nou în sala de spectacole, respectiv scena, are 10 metri în lățime, 12 în adâncime, are anexat fosa orchestrei cu 60 de locuri pentru 60 de instrumentiști, iar deasupra scenei se regăsește în centru stema, care nu este cea originală. Bineînțeles, în trecut exista stema regală, când încă aveam o monarhie, dar apoi cu venirea comuniștilor la putere a fost înlocuită cu o stemă comunistă, care a fost prezent acolo până în anul 1989. Okay. Chiar în momentul Revoluției există o poveste cu un actor care a urcat acolo sus cu intenția de a lua jos stema comunistă, în momentul în care stema a picat și s-a distrus. Iar din 1989 până abia în 2015, când prin lungi procese și birocrații am reușit să înlocuim și să punem o nouă stemă, da. Locul a rămas practic gol. A fost înlocuită cu această stemă care urmărește originalul și a fost realizată de un acum profesor la Universitatea de Arte aici în Cluj. Avem o serie de aproximativ 8 până la 10 spectacole pe lună. Okay. Depinde, evident, de fiecare lună în parte. Și ne mândrim cu foarte multe spectacole sold out, care avem tot mai mulți oameni care ne trec pragul și tot mai mulți tineri. Asta ne și dorim să ne deschidem tot mai mult către publicul tânăr, da, care vine cu mare plăcere atât la spectacole de operă, cât și de balet și musical și inclusiv grupuri de copii care vin din alte orașe pentru sunetul muzicii, de exemplu, un musical foarte îndrăgit. La fel, balete îndrăgite, avem Spărgătorul de Nuci cu 5 reprezentații anul trecut în decembrie, toate fiind sold out încă din vară. Așadar, pe toți cei care își doresc să vină, îi sfătuim să ne urmărească, da. Să vă urmărească. Da, tocmai ce am lansat ieri programul lunilor noiembrie și decembrie și okay, deja pentru Spărgătorul de Nuci și Lacul Lebedelor, care va fi în noiembrie, jumate din locuri sunt date și știm că foarte multă lume își dorește să vină. Foarte frumos. Ne mândrim și cu multe premiere și de operă și de balet, pe care, de exemplu, în stagiunea care a trecut le-am avut.
În luna martie acestui an, de exemplu, am avut o premieră de mare succes, o premieră de balet, Romeo și Julieta, pentru care a venit să o monteze o echipă din Slovenia, de la Maribor, având ca maestru coregraf și regizor, având-o ca maestru coregraf și regizor pe Valentina Turcu, care are origini din România, dar de mult timp deja este prezentă și foarte prezentă în viața coregrafică, să zic așa, a instituției de la Maribor. O altă premieră de operă de data aceasta, de fapt ultima premieră, am avut-o în luna mai, de Don Giovanni, și ne mândrim totodată cu concerte și cu evenimente poate chiar mai atipice, tocmai din dorința de a atrage public tânăr și de a ne apropia de toată lumea și de a transmite mesajul că opera este a noastră, a tuturor și pentru toată lumea. Astfel, de exemplu, un eveniment în acest sens de încheiere a stagiunii, de obicei organizat la final de iunie, și anul acesta a fost, se numește Festivalul Opera Aperta, în care noi ieșim în centrul Clujului cu spectacole în aer liber, fie de operă, fie de balet, fie concerte. Și anul trecut, în cadrul acestui festival, am organizat ceva inedit, pentru că o parte din soliștii noștri au ca pasiune și ca hobby motociclismul. Okay. A fost vorba despre un concert numit Ride on Harmony și s-a urcat cu motocicletele pe scenă, s-a cântat de pe motociclete. Piața Unirii a fost împărțită în acces drive-in pentru comunitatea moto și acces pentru ceilalți cu care puteau să ia loc pe scaun, și a fost un succes remarcabil. Așadar, încercăm să ieșim din convențional și să ne adaptăm vremurilor și tuturor gusturilor, astfel încât să fim pe placul tuturor și să venim în întâmpinarea tuturor nevoilor. De menționat este faptul că împărțim clădirea cu Teatrul Național și ne desfășurăm activitatea în zile alternative. Ok. Precum două familii sub același acoperiș. Exact.